Bună seara, bun găsit la Obiectiv, scandal la penitenciarul Târgu Jiu. Directorul unității, comisarul șef Ion Popescu, este acuzat de corupție, după ce ar fi cerut de la iubita unui deținut medicamente, materiale și utilaje. Totul pentru a-i acorda celui încarcerat diferite favoruri, constând în vizite intime, recompense și liberare condiționată în avans. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a cerut o anchetă în acest caz. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a solicitat marți 17 iulie 2018 o anchetă la penitenciarul Târgu Jiu, acuzându-l pe directorul penitenciarului, comisarul șef Ion Popescu, de infracțiuni de corupție în legătură cu favorizarea unui deținut. Comisarul șef de penitenciare Ion Popescu este acuzat că, în calitate de director, a solicitat și a primit în mai multe rânduri foloase de la numita MDL, concubina deținutului AS, în schimbul unor favoruri acordate deținutului, constând în vizite intime, recompense și, implicit, eliberarea condiționată în avans, anunță reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor printr-un comunicat de presă. Liderul acestei federații, Sorin Dumitrașcu, spune că, sub pretextul unor sponsorizări, directorul penitenciarului din Târgu Jiu ar fi solicitat femeii medicamente, materiale și utilaje pe care aceasta le-a predat directorului Ion Popescu, fără însă a fi certificată înregistrarea acestora în gestiunea penitenciarului. Faptele directorului Ion Popescu, numitei MDL, deținutului AS se încadrează ca infracțiuni de luare, respectiv dare de mită și trafic, respectiv cumpărare de influență. Articolele 289-292 noul cod penal, iar acesta nu este la prima abatere. În 2014, fiind anchetat pentru fapte similare în favoarea deținutului Ionel Manțog, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor va sesiza și organele de urmărire penală, existând suspiciunea că Administrația Națională a Penitenciarelor îl va face scăpa și de această dată pe directorul penitenciarului Târgu Jiu, comisarul Ion Popescu. Anchetatorii vor trebui să verifice și câte alte așa zise sponsorizări au fost făcute direct către șeful penitenciarului, dar și câte dintre bunuri și câte exact din sumele de bani sponsorizate au ajuns la acesta. Aceste documente descoperă doar vârful icebergului corupției de la penitenciarul Târgu Jiu, mai arată Dumitrașcu. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor spun că nu dețin informații în legătură cu situația de la penitenciarul din Târgu Jiu. Descoperire șocantă în județul Gorj, un sicriu vechi plin cu oseminte a fost găsit printre gunoaie pe marginea drumului în zona localității Lelești, de către angajații secției de drumuri naționale Târgu Jiu, care derulau în zonă o acțiune de ecologizare. Drumarii au anunțat imediat poliția, care a deschis o anchetă. Osemintele au fost ridicate de anchetatori pentru a efectua o expertiză mai amănunțită. Un sicriu vechi a fost găsit ieri de către drumarii gorjeni pe marginea drumului național 67D în zona comunei Lelești. Se presupune că acesta a fost scos din groapă și abandonat. Angajații de la drumurile naționale au mai găsit un sac cu haine, dar și oseminte. Ion Tudor, directorul Direcției Drumuri Naționale Gorj, a chemat criminaliștii la fața locului. Astăzi, în schimb, am avut o surpriză neplăcută, mare surpriză, când în pădână 67D, în pădure la Bârsești, am găsit resturi dintr-un sicriu, haine și oseminte ce păreau să fie umane. Sigur că procedura este simplu, imediat am anunțat pe inspectorul șef, l-am telefonic pe domnul comisar șef Drăghia Decebal, inspectorul șef. Polițiștii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de profanare de morminte. Ofițeri specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cercetarea la fața locului, ocazie cu care pe DN67 de Lelești au identificat mai multe bucăți putrezite care au făcut parte dintr-un sicriu, câteva veșminte și câteva fragmente osoase care păreau a fi vechi. În continuare se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte. Drumarii gorjeni organizează mereu acțiuni de ecologizare pe drumurile naționale. Angajații de la drumurile naționale încearcă să-i găsească pe cei care reculă astfel de acțiuni incalificabile pentru ca fenomenul să fie stopat. Razie la ora 6 dimineața în cartierul Grivița din Târgu Jiu. Polițiștii gorjeni au trezit cu noaptea în cap pe locatarii blocului, care a fost incendiat de un piroman cu gândul că vor da cât mai repede de urmele acestuia. Oamenii legii le-au cerut târgujienilor să prezinte actele de identitate și justificarea pentru prezența lor acolo, asta dacă nu aveau domiciliul în acel bloc. Surse susțin că unul dintre locatarii blocului respectiv, agent în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, este cercetat disciplinar, asta pentru că administratorul blocului
locului respectiv a precizat că l-a înștiințat încă din aprilie de faptul că cineva incendiază ușile apartamentelor, însă acesta nu a demarat nicio anchetă. Vrând să dea cât mai repede de urmele piromanului care a băgat spaima locatarii unui bloc de pe strada Griviței din Târgu Jiu, polițiștii gorjenii au luat la purica pe târgujieni încă de la primele ore ale dimineții. Agenții au organizat o razie în blocul respectiv la ora 6 dimineața pentru a vedea cine locuiește și cine nu are ce căuta în acel imobil. Oamenii au fost nevoiți să le prezinte agenților actele de identitate, aceștia vrând să afle cine are domiciliul în acel bloc. Potrivit unor surse, un polițist din cadrul IPJ Gorj care locuiește în imobilul respectiv este cercetat disciplinar de superior după ce administratorul blocului și alți localnici au precizat că l-au înștiințat pe acesta de foarte mult timp că cineva le incendiază ușile apartamentelor, însă agentul a rămas nepăsător. Oamenii susțin că polițistul nu a raportat mai departe sesizările lor, chiar dacă i-au spus că îi vor pune la dispoziție și filmări cu piromanul. O anchetă în acest caz a fost demarată abia duminica trecută după ce piromanul a lovit din nou. A incendiat ușa de la intrarea în blocul respectiv, iar locatarii au sunat atunci la 112 raportând incidentul. Până acum, oamenii legii nu au reușit să dea de urmele acestuia. Descoperire uimitoare a unui localnic din Crasna, acesta a găsit în apropierea casei un proiectil care provine din Primul Război Mondial. Bărbatul a sunat imediat la poliție, iar o echipă de pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a mers la fața locului. Din cauza întunericului, proiectilul nu a fost scos la suprafață, acesta aflându-se în pământ la o adâncime de 25 de centimetri. Polițiștii au păzit zona toată noaptea pentru ca localnicii să fie în siguranță. Descoperirea a fost făcută ieri după amiază, când bărbatul lucra la o nouă anexă în apropierea casei. Când a început să sape în pământ, acesta a dat peste proiectilul care provine din Primul Război Mondial. De teamă să nu se producă o nenorocire, omul a pus mâna pe telefon și a anunțat autoritățile. Pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mers la fața locului și au examinat zona, însă din cauza întunericului nu au putut continua lucrările pentru a scoate proiectilul din pământ, așa că au amânat operațiunea pentru astăzi. Zona a fost păzită pe tot parcursul nopții de către polițiști, iar în această dimineață echipe din cadrul ISU au mers la Crasna pentru a extrage proiectilul, care va fi distrus într-un poligon special amenajat. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a fost anunțat de către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj despre faptul că un cetățean de pe raza localității Crasna, în timp ce efectua anumite lucrări de construcție pe lângă locuința proprietate personală, a găsit un element de muniție. La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă pirotehnică din cadrul ISU Gorj, care a efectuat cercetarea și identificarea obiectului, constatând că este vorba despre un proiectil îngropat la o adâncime de aproximativ 20-25 de centimetri în pământ. Din cauza întunericului și a pericolului, operațiunea de extragere a proiectilului a fost amânată până în această dimineață. La primele ore ale dimineții, o echipă pirotehnică din cadrul ISU Gorj s-a deplasat din nou la fața locului și a extras proiectilul, constatând că este vorba despre un proiectil de calibru 100 de milimetri, care provine din Primul Război Mondial. Pirotehnicii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Gorj au cercetat amănunții zona în care a fost găsit proiectilul, pentru a se asigura că nu mai sunt și alte elemente de muniție neexploatate. Un minor de 16 ani din Motru a fost reținut de polițiști pentru tâlhărie. Acesta este acuzat că a bătut un bărbat de 58 de ani și a furat acestuia telefonul mobil. Tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru, fiind dispusă față de acesta măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Un bărbat de 58 de ani din Motru a sunat disperat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii după ce a fost bătut în timp ce se afla pe raza localității. Acesta a precizat că în timpul nopții, aflându-se pe raza municipiului, ar fi fost acostat de către un grup de persoane necunoscute, iar una dintre acestea ar fi exercitat acte de violență asupra sa, după care l-a deposedat de telefonul mobil în valoare de 500 de lei. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Telefonul mobil a fost recuperat și restituit părții vătămate, iar față de cel în cauză s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ. Un tânăr de 16 ani din municipiul Motru a fost reținut de polițiști ca urmare a faptului că ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 58 de ani din localitate și ar fi sustras acestuia telefonul mobil în valoare de 500 de lei. Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj. A fost prezentat totodată parchetului judecătoriei Motru, față de care procurorul de caz a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.
Totodată, tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru, fiind dispusă față de acesta măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 iulie, de la expirarea ordonanței de reținere până la data de 16 august 2018 inclusiv. Dezastru la examenul de titularizare, peste 90 de dascăli gorjeni care vor să prindă un loc la catedră au luat note de 2 și 3. Și mai grav este însă faptul că cele mai multe dintre notele dezastruoase au fost obținute de candidați la limba și literatura română. Un singur cadru didactic a reușit să obțină media 10. Au fost afișate rezultatele examenului de titularizare, iar acestea nu sunt deloc îmbucurătoare pentru dascălii gorjeni care vor să obțină un post în învățământ. Mai mult de jumătate dintre aceștia au primit note de 1 și 3. Rata notelor peste 7 înainte de contestații obținute de candidații care au susținut proba scrisă a concursului de titularizare 2018 la nivelul județului Gorj este de 42,41%. Din totalul de 382 de lucrări, două au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei de concurs. Un singur candidat a obținut nota 10, iar alții 162 au obținut note între 7 și 9,99. 285 de candidați au obținut note între 5 și 6,99. Alți 95 de candidați înscriși la nivelul județului Gorj au obținut note între 1 și 4,99. Ieri s-au afișat rezultatele inițiale înregistrate la concursul național pentru ocuparea posturilor vacante și rezervate în învățământul preuniversitar. În județul Gorj au fost înaintate spre evaluare 382 de lucrări. O singură medie de 10 a fost obținută de către o candidată înscrisă pentru ocuparea unui post de educatoare, profesor pentru învățământ preșcolar, și 18 medii au fost între 9 și 9,99. Ieri, până la ora 21 și astăzi până la ora 15, candidații pot depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate în 24 iulie. Au fost foarte mulți candidați care au obținut note de 1 și 3. Ca în fiecare an au fost înregistrate și astfel de situații. Așa cum vă spuneam și în alte dăți, astfel de candidați nu vor ajunge niciodată să ocupe un post de profesor să predea în școlile din România. Rezultatele finale după contestații se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul titularizare.edu.ro în data de 24 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată titularizare, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată, sublinire, candidații trebuie să obțină minimum nota 5, atât la proba scrisă, cât și la proba practică, respectiv inspecția specială în profilul postului. A scăpat ca prin minune cu viață după ce mașina în care se afla s-a izbit frontal de un cap de pod. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani din Târgu Jiu care a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă intrând cu autoutilitara pe care o conducea într-un cap de pod. Până la sosirea pompierilor, acesta a reușit să iasă din mașină. Paramedicii SMURD l-au examinat la fața locului, însă șoferul a refuzat să fie transportat la spital pentru mai multe investigații medicale. Accidentul a avut loc în această dimineață pe raza localității Plopșoru. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoutilitara pe care o conducea într-un cap de pod. Localnicii din zonă au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul autorităților abilitate. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul secției de pompieri turceni. La sosirea acestora, șoferul era conștient și nu era încarcerat. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Plopșor. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul secției de pompieri turceni, care au constatat că în accident a fost implicată o autoutilitară care a lovit un cap de pod, conducătorul auto fiind conștient și neîncarcerat. Paramedicii SMURD, ajuns la fața locului, l-au examinat pe bărbat, însă acesta a refuzat să meargă la spital pentru mai multe investigații medicale. Asistentul care îngrijește un adult cu handicap accentuat va primi pe lângă salariu o alocație lunară de 600 de lei, iar cel care îngrijește un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe lună, potrivit premierului Viorica Dăncilă. Ordonanța de urgență prevede și ca autoritățile locale să transforme actualele centre pentru persoanele cu dizabilități cu aspect de cazarmă în noi tipuri de centre până la finalul anului. Altfel vor pierde 25% din finanțarea de la stat.
O schimbare adusă de ordonanța de urgență guvernamentală este introducerea unei alocații lunare pentru asistentul personal profesionist, care are în îngrijire un adult cu handicap, astfel încât acesta să poată asigura condiții de locuit, hrană și îmbrăcăminte. Astfel, asistentul care îngrijește un adult cu handicap accentuat va primi 600 de lei pe lună, iar unul care îngrijește un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe lună. Această alocație se adaugă la salariul asistentului personal profesionist, a anunțat ieri Viorica Dăncilă la începerea ședinței de guvern. De asemenea, mai spus premierul, autoritățile locale și județene vor trebui să renunțe la centrele cu aspect de cazarmă militară pentru persoanele cu dizabilități și să le transforme în alte tipuri de centre. Mai exact, renunțăm la centrele cu aspect de cazarmă militară în care erau găzduite sute de persoane cu dizabilități, cu un management de multe ori defectuos și personal insuficient pregătit pentru a răspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor asistate. Le vom înlocui cu locuințe protejate, centre pentru viață independentă, centre pentru abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, centre respiro, centre de criză. Finanțarea acestora va fi asigurată în proporție de până la 90% de la bugetul de stat, a mai spus premierul. Autoritățile au ca termen limită sfârșitul acestui an. În caz contrar, vor pierde 25% din finanțarea asigurată de bugetul de stat. Ordonanța de urgență pe care o adoptăm astăzi creează și cadrul legal pentru finanțarea măsurilor de protecție asigurată de furnizorii privați. Mă refer la asociații și fundații de la bugetul de stat. Paradigmax se schimbă, în sensul că nu vor mai fi finanțate locurile într-o instituție și serviciile pe care le oferim. Ne axăm astfel pe nevoile persoanei și nu pe cele ale unui sistem vechi și care am văzut că a devenit neperformant, a mai spus Dăncilă. Tot în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, guvernul modifică prin ordonanța de urgență guvernamentală procentul de finanțare a proiectelor realizate de ONG-uri. Astfel, acesta se va mări de la 90% la 98%. Polițiștii au învățat pe corjeni cum să se ferească de infractori. Oamenii legii au desfășurat astăzi o campanie de prevenire a furturilor de genți și din buzunare, mai ales că în această perioadă hoții pot da lovitura din cauza aglomerației din piețe și magazine. Acțiunea a avut loc în piața centrală din Târgu Jiu, unde polițiștii au împărțit mai multe pliante informative împreună cu sfaturi utile. Atenție sporită când sunteți în locuri aglomerate, la telefonul mobil, la bunurile personale. Dacă atunci când sunteți acasă primiți vizita unor necunoscuți și vor să vă vândă anumite produse la prețuri promoționale, să nu-i primiți în locuință, că de regulă ei operează. Unul vă ține de vorbă și cealaltă de prin casă. Polițiștii gorjeni au ieșit astăzi în piața centrală din Târgu Jiu pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește furtul de genți și din buzunare. Acțiunea a avut ca scop împărțirea de materiale informative, dar și comunicarea cu oamenii, pentru a informa cum să se ferească de infractori. În data de 18 iulie 2018, polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, Centrului de Evaluare și Prevenire Antidrog Gorj și Serviciul Județean Anticorupție Gorj, desfășoară o activitate preventivă în piața centrală din municipiul Târgu Jiu, pe linia prevenirii furturilor din buzunare, în cadrul campaniei de prevenire a furturilor din buzunare, lansată la nivelul Uniunii Europene de către Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității. De asemenea, desfășurăm activități preventive pe linia prevenirii furturilor din locuință și a înșelăciunilor prin metoda accidentul, în cadrul programului de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, prioritate națională pentru Poliția Română în anul 2018. În cadrul discuțiilor purtate cu cetățenii, vrem să aducem în atenție creativitatea infractorilor, astfel încât măsurile de prevenție pe care acestea trebuie să le adopte să fie eficiente și să prevină comiterea unor fapte de furt. Cetățenii văd cu ochii buni acțiunea oamenilor legii, mai ales că unii dintre ei au simțit pe propria piele ce înseamnă să lași bunurile nesupravegheate. Foarte bine, da, foarte bine. Ați avut vreodată probleme? Nu, că eu sunt o femeie pașnică, liniștită. E foarte bună, pentru că se întâmplă atâtea în țară, s-au întâmplat de atâtea ori și așa că e bine. Preventiv e foarte bine. Ați avut probleme de acest? Da, am avut. Potrivit polițiștilor, persoanele luate în vizor de hoți sunt în special bătrânii, copiii și femeile. De asemenea, aceștia îi sfătuiesc pe cetățeni ca în cazul în care vor fi victimele unei infracțiuni să nu ezite să le ceară ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Doamnelor, domnilor, știrile Acces TV se opresc aici. Sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție. Cu alte informații vă aștept mâine seara de la ora 18. Rămâneți în continuare alături de programele Acces TV. Urmează emisiunea Punctul PI, moderată de Leonard Filip.